la forma de partener public-privat, reprezentat de Asociația de Management la Dunării, s-au alăturat nouă parteneri proprietari de chestiuni, hoteluri. Chiar dacă am avut luni iulie, august, chiar și septembrie, pierderi în industrie, tehnologia, destinație sezonieră, dar cu un sezon mult mai lung decât litoral. Cu toate acestea, operatorii au ales marea majoritate să nu crească prețurile comparativ cu 2019. Cum vedeți acest sfârșit de sezon și acest sezon în general și care credeți că este soluția, dacă e să vorbim general valabil, pentru perioada următoare? A fost un an greu, un an complicat, un an plin de provocări, un an în care am învățat să ne adaptăm rapid măsurilor restrictive pentru combaterea noului coronavirus, un an de supraviețuire pentru industria ospitalității din județul Tulcea. Într-adevăr, întâlnirea face-to-face, cu toate că am avut N întâlniri online în această perioadă, tocmai pentru că interpelările la nivel guvernamental făcute de Asociația de la Dunării nu s-au făcut decât consultând industria permanent. Întâlnirile face-to-face au o altă nuanță. Chiar dacă vremurile ne obligă să ne asigurăm de această distanțare fizică, în urma acestor întâlniri, clar, fiecare dintre operatori, ați văzut, își expune problemele mult mai clar, mult mai direct, mult mai concret, probleme care, de altfel, se suprapun pe această criză economică și sanitară care ne afectează pe noi toți. Spuneam un an greu, dar l-aș neveni un an de supraviețuire. Chiar dacă am avut trei luni, hai să spunem, de sezon turistic bun, ne-am confruntat cu pierderi importante în perioada stării de urgență, stării de alertă din luna martie până la jumătatea lunii iunie. Ne așteptăm la un sezon 2021, din păcate, marcat în continuare de aceste măsuri, un an care evident va trebui în continuare să ne readaptăm, va trebui să reînvățăm să facem turism în delta Dunării. Cum spuneam, accentul sau pilonul principal al turismului deltaic va trebui să redevină ecoturismul. O sintagmă pe care mulți spun e ca o fata morgana, mulți o folosesc, dar puțin o aplică. Noi va trebui să învățăm să o implementăm pe scară largă în delta Dunării. Pentru închiziții de turism a fost un sezon mai atipic, ca pentru toată lumea de altfel. Tot ce pot spune este că, în primul rând, cei care ne-au lucrat cu turiști străini, cu incoming, ne-am lovit de o mare problemă că nu am mai avut deloc turiști străini și atunci a trebuit cumva să ne adaptăm condițiilor actuale. Să sperăm că anul viitor va fi ceva mai bine. Partea bună este că am avut un flux foarte mare de turiști români și ne bucură că românii au redescoperit România și implicit Delta Dunării. Sunt românii la fel de dornici să cheltuiască, românii care n-au mai plecat poate în Turcia sau în Grecia, la fel de dornici să cheltuiască bani, să vină aici și să-și petreacă vacanțele, nu doar pentru jumătate de zi, ci pentru o perioadă mai lungă? Sigur că da, mai ales după acea perioadă când au stat în case și au dorit să iasă și să se plimbe, normal, ca toți ceilalți. Și atunci nu cred că au făcut deloc economic, să spun așa, adică s-au plimbat. Iar Delta se știe că nu este o destinație foarte ieftină. Cu toate astea, au fost destul de mulți turiști români în Delta în acest sezon. Ați avut totuși perioade în care turiștii au venit în număr mai mare, tocmai pentru că veneau în România, în Delta Dunării, în loc să meargă în Turcia sau în Grecia. Cum a fost acest sezon pentru noastră? Spre plăcuta mea surpriză,
am avut un sezon bun până la urmă din punct de vedere al numărului de turiști și încasărilor. Foarte aproape de egal cu 2019, în ce îl estimez acum, deși am avut 3 luni de lipsă de activitate. Am spus acum, înainte de a ieși din sală, eu la 10 martie noi la Egreta Hidroturism, la 10 martie făcuseram aprovizionări, în 15 martie aveam primul team building și fiecare weekend era ocupat până ce începea turismul normal de vară. Bineînțeles că n-a mai funcționat nimic. Deci sezonul arăta teoretic extraordinar și am pierdut lunile martie, aprilie, mai complet. Ca număr de turiști și venituri suntem foarte aproape de 2019. A crescut perioada de sejur, dar am pierdut team building-uri, competiții de pescuit și mai ales grupuri de turiști străini. Nu aveam noi foarte multe, dar aveam și era important. Ce gen de turiști vin acum în Delta Dunării și cum îi apreciați pe aceștia? Sunt mai cheltuitori, mai pretențioși, poate? Ca și până acum aș defini vara, concedii, familii cu copii, iar în afara sezonului de toamna, în mod cert, pescari, octombrie-noiembrie, și în rest noi mai aduceam aceste team building-uri. Nu neapărat team building, uneori team building, uneori chiar ședințe de lucru ale companiilor, întâlniri de afaceri. Nu s-a schimbat structura de turiști, nici mai cheltuit. Aș zice, mai, din contră, mai prudenți un pic cu banii cheltuiți. Dar a crescut perioada de sejur, ceea ce a fost o stare mai confortabilă pentru toată lumea. Ivan Pațaichin tot spune că nu că să vezi Delta în 4 ore, cum s-a zis, ci să vezi Delta în 2 zile nu este un tip de turist, ci trebuie mai slow ca să înțelegi. Eu recomand turiștilor mei să sejur de minim 3 nopți. Un sezon atipic, dar un sezon care îi favorizează într-un fel sau altul pe cei care oferă condiții foarte bune, cum este și complexul Lebăda pe care îl reprezentați, într-o perioadă în care lumea are nevoie de izolare și de confort maxim, chiar și în Delta Dunării. Cum a fost acest sezon pentru dumneavoastră? Da, într-adevăr, un sezon atipic. Am fost întrebat, astăzi vorbeam cu cineva și îi spuneam, a fost un sezon interesant, un sezon în care ceea ce ne propuneam la începutul anului a fost greu de atins, dar după perioada de lockdown, Lebăda a reușit să atragă foarte mulți turiști români. Într-adevăr, partea de turism internațional a suferit foarte mult în acest sezon, dar ne bucurăm că românii și-au redescoperit țara și ne bucurăm că au redescoperit Delta Dunării. Într-adevăr, sezonul acesta am avut o cerere foarte, foarte mare pe segmentul pe care îl oferim noi, segmentul de 5 stele, segmentul de lux, asta arătând și în cifre faptul că vindeam mai mult camerele cele mai scumpe prima dată și apoi se vindeau și celelalte și asta a făcut să și aducem produse noi pe piață în anul acesta și în anul care ne stă înainte.